Discuție de obicei cu oameni care vor să se apuce de unul din sporturile pe care le practicăm noi de ceva timp. Și stăm de vorbă tot timpul despre treaba asta. Bă, dar nu ți-e frică? Încerc să le explic oamenilor, mai ales cu copii ce vor să se dea, de exemplu, cu motorul în pădure. Sau adolescenților care vor să ia carnetul și să vină la coastă. Că este aproape imposibil să îți fie frică atât de multe minute într-o zi și să nu crape ceva în tine. Dacă faci lucrurile treptat, pas cu pas, frica evident și adrenalina sunt înlocuite de încercarea de a merge tot mai tare, de a merge cât mai corect, cât mai curat. Nu știu dacă știți, dar nici în mașina de curse și nici pe motorul de curse, după cum vedeți pe onboard-urile de la televizor, nu se întâmplă să bruschiez foarte mult lucrurile, mașina. Încercăm să avem flow. Și ca să înțelegeți un pic ce se întâmplă în mașină, în comentariul lui Puberu, dar o să vă rog să dați filmulețul de la început, în comentariul lui Puberu se întâmplă să înțelegem foarte clar ce face pilotul, cum utilizează toată lățimea drumului, pentru că noi trebuie să mergem din bandă până în bandă. Și acum, ca o paranteză, la etapa de la Reșița am avut norocul și plăcerea să-l dau pe tata. Tata, mașina de curse e, cum să vă zic, e ca și cum e o doamnă cu afeză din Renault-ul lui Clio, simbol, și o duci la o cursă de cai. Deci cam acolo e și o pui și pe cal. Tata n-a condus prea tare niciodată în viața noastră. N-a trecut de 80. Nu cred, da. El are și are kilometri. De anul 80, de kilometri la oră. Exact. Practic conduce cam cum conduc eu. După ce l-am... Exact, conduci ca tata. După ce l-am dat prima oară cu mașina, tata mi-a explicat că faptul că i-am arătat niște imagini cu ce se întâmplă pe traseu, l-a mutat din zona de frică, de conservatorism, în partea cealaltă de fan. A avea fan. Discuția noastră pleacă de la faptul că s-a pierdut un GoPro pe traseu. Mulțumesc că băieții la Reșița nu se fură și nu se pierde nimic. Mi-au returnat colegii din puncte GoPro-ul. GoPro-ul este undeva la aripa dreaptă față. Iese, cât să zic, 6-7 cm în afara mașinii. Pe calcule e ușor de văzut și o să fie și în circuit de Georgică din montaj. Și acum, pentru că el a zis băieților să nu pună GoPro acolo pentru că s-ar putea ca de la vibrații să cadă, atunci când m-am întors în parcul service și Puberu și Cornel mi-au arătat obraz. Bă, ne-ai pierdut GoPro meu. Asta înseamnă să ai lucrul tău. Și ne-am hârâit un pic. Pe drum Puberu a făcut acest filmuleț cu comentariu personal să-mi bată mie obrazul, căci că merg prea aproape de cauciucuri și de glisier. Haideți să vedem cum arată o bucățică din etapa de la Reșița în comentariul profesionist al lui Ilie Dobre Puberu. Iată! Aute, tată, ce aproape trece al nostru. Dar GoPro încă e acolo. Aute. Mamă! Full! Op, ce aproape, ia uite, tată. Mă, încă e GoPro acolo. Dar aici... Ia uite, aproape a trecut GoPro-ul. Încă a scăpat. Aici nu cred că mai scap. Ce era cauciuc așa aproape? Extraordinar. Ia uite. Încă e? Bun. Oh. 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 Nu mai e GoPro. Nu mai e GoPro. Nu mai e GoPro. Bravo, Dănuț. Vezi, tată, vezi? Menționez faptul că eram cu fratele meu în mașina de curse și având în vedere că el m-a învățat să conduc când am fost mic, pentru mine a fost un moment emoționant. Fratele meu nu s-a mai dat cu mașina asta niciodată și că n-am mers atât de brutal cum merg în concurs. Mașina are, când face Puberu, are în jur de 155-160 la oră, teoretic cel puțin.
nu am top speed foarte mare la mașinuța asta, ea merge foarte tare pe viraj. Bun, acum să vă arăt cum am văzut noi coasta Adelare și să acum niște imagini pe care poate dacă ești rășițean nu le-ai văzut atât de frumos. Am ridicat drona deasupra centrului orașului, frumos. Scrie la noi UCMR și să acum scrie Hollywood, bă, nu Deva, Hollywood. Cu funicularul, cu păsărelele, cu... Dar cum îi zice corect? Furnicular sau funicular? La ce?